Republica Moldova continuă să fie oarbă față de problemele de mediu. Potrivit ecologiștilor, din cele peste 3.000 de râuri din țară, niciunul nu are apă curată. Cea mai gravă situație ar fi în cazul râului Nistru. De-a lungul fluviului nu există nicio stație de epurare, iar localități întregi deversează dejecții în apă. Se întâmplă acest lucru și la Soroca. Am fost la cetate, la văd tare, tare miros frumos acolo, tare puti. Nu mi-a fost incomod, cam mi-a fost rușine o leacă, că la noi în Soroca nu e gospodare. Primarul orașului Lilia Pilipețchi a refuzat să discute cu noi despre această problemă. Ea nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre, iar când am ajuns la primărie, nu ni s-a permis să intrăm. Nu ne dăm drumul, dar da? În schimb, anul trecut, autoritățile locale au avut bani să-și cumpere o mașină de 308.000 lei, însă nu și pentru construcția unei stații de epurare. Noi nu suntem obișnuiți să alocăm bani, banii noștri, banii din Republica Moldova, da, banii publici, în proiecte de mediu. Valentina Rusu, șefa Inspecției Ecologice din Soroca, ne-a spus că întreprinderea Apă Canal este amendată în fiecare an cu 9.000 de lei pentru poluarea mediului. În 2016, prejudiciul cauzat ar fi de 5 milioane de lei, iar dosarul se află la procuratură. Înainte când se da drumul Nistru, era ecologie și nu da voie, pune ștrat. Da, mă, nu nici aici, tot duci în Nistru. Reprezentanții Agenției de Mediu spun că râul Nistru devine tot mai poluat. Multe specii de pești deja au dispărut. La bază este poluarea acestui corp de apă și, bineînțeles, întreg ecosistemul are de suferit. Diversarea apelor uzate, neepurate și agricultura prin utilizarea pesticidelor. Potrivit unui raport al Inspectoratului Ecologic de Stat, în prezent volumul de apă potabilă pe cap de locuitor este de 500 de metri cubi, cu 1200 de metri cubi mai puțin decât norma europeană. Așa cum este astăzi, nu mai poate să continue. Noi pierdem și apa, avem foarte puțină apă în Republica Moldova și apa pe care o avem este foarte poluată.